Nu suntem obișnuiți să stăm în izolare, să fim sinceri. Valentin, tu, spre exemplu, ai stat o zi în casă de dimineață până seara? Olivia, eu sunt vărsător. Noi avem momente, știi foarte bine, în care stăm în autoizolare. Nu, eu nu pot. Mintea noastră, respirăm, Bun. Medităm. Poate să faci exerciții fizice acasă, de squash, genuflexiuni. Mă rog, tu. O să fac un TikTok pe tema asta, da. Bun, poate 30 de zile de stat în casă ni se pare mult, dar sunt foarte multe lucruri pe care le putem face chiar în interiorul locuinței noastre. Meditația ne poate ajuta să trecem peste anxietate și ne poate face ceva mai răbdători. Iar yoga este cea mai bună formă de distindere și relaxare. Nu ai nevoie de niciun fel de echipament special. Spuneam că noi vom încerca zilnic să vă dăm idei de petrecerea timpului liber. Iar astăzi, Andreea Pautov, specialist în meditație și yoga, vine cu o lecție de yoga pentru acasă. Luați notițe! Namaste! Mă numesc Andreea, sunt profesor de yoga și de meditație, sunt coach și terapeut și ca și tine în această perioadă, mă aflu în izolare. Ajungem să simțim aceste perioade alarmante și anxioase din viața noastră, pentru că mintea noastră fuge foarte mult în viitor la ceea ce s-ar putea întâmpla. Dacă o să contactez virusul, dacă o să mă îmbolnăvesc, ce o să se întâmple cu cei dragi mie, dacă o să mor, sau ne ducem în trecut la greșelile pe care le-am fi putut face, la resentimente și la regrete. Hai să facem o respirație amuzantă și în același timp foarte relaxantă pentru această perioadă. O să te invit să inspirăm, iar când expirăm, o să expirăm cu sunetul HA. O să facem un pic de haz de necaz, adică o să râdem de fricile noastre, o să râdem de anxietățile noastre și o să vedem de ce nu poate ce aduc bine și bun în viața noastră. Inspirăm, umplem abdomenul cu aer și expirăm. Ha! Lasă să se audă ha! Inspirăm, umplem abdomenul cu aer, expirăm. Ha! Acum o să schimbăm, o să inspirăm și când o să expirăm, o să scoatem 2 de ha. O altă metodă pe care eu o folosesc atunci când sunt stresată este respirația pe nara stângă, pentru că ea activează sistemul nervos parasimpatic și ajută și sistemul nostru de digestie și de relaxare. Ceea ce vom face, vom bloca cu mâna dreaptă, cu degetul mare, nara dreaptă, iar vom lăsa liberă nara stângă, respirând lung și profund doar pe nara stângă. Inspirăm, umplem abdomenul cu aer pe nara stângă, expirăm pe nara stângă, inspirăm pe nara stângă, expirăm pe nara stângă. Una dintre posturile mele favorite atunci când mă apucă frica, anxietatea, este postura copilului, așa că o să te invit și pe tine să ții ceai la îndemână, perne împărături, să le pui între picioare, desfaci picioarele și lași pieptul să se odihnească peste perne. Mâine pot merge fie înapoi, fie către înainte, închizi ochii și te conectezi acolo cu respirația ta. Postura copilului este o postură care, bineînțeles, ne aduce în energia copilului, este o postură de siguranță. Este o postură în care ne conectăm cu energia Mamei Pământ și putem să-i dăruim ei toate fricile noastre. De asemenea, ce mai îmi place mie foarte mult este o postură extrem de simplă și cu siguranță o cunoști pentru că o practicam când eram micut, este postura fetusului. Este o postură în care te izolezi tu înăuntrul tău, înăuntrul ființei tale, unde nimic nu ți se poate întâmpla. Să nu treacă nicio zi din acestea pe care le vei petrece în izolare, în care să nu te gândești pentru ce ești recunoscător astăzi. Cui ești recunoscător? De tine depinde să schimbi energia, să schimbi focusul. Cu siguranță sunt milioane de motive, milioane de motive, chiar și în această perioadă, pentru care să spui mulțumesc.